preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dragii mei, este a treia oară deja în anul acesta că avem oportunitatea binecuvântată, sau poate mai bine spus, harul să ne apropiem de trupul și de sângele Domnului și facem lucrul acesta cu recunoștință în inimile noastre, mulțumindu-i lui Dumnezeu Tatăl pentru Domnul Iisus și pentru jertfa pe care El a depus-o spre mântuirea noastră. Amin. Ieri seară am avut o discuție scurtă cu fratele Mircea și, fără să-i cer acordul, am să vă spun ceva din discuția aceasta. Îmi spunea frate Iosif, atunci când trebuie să pregătesc un mesaj la cina Domnului, încep să simt o anumită dificultate. Pentru că subiectul este cam același, detaliile poate diferă puțin, dar subiectul este cam același. Adevărul este că și alți slujitori, de-a lungul vremii cu care am mai stat de vorbă, mi-au împărtășit gândul acesta. Unii dintre ei spuneau, frate, și Apostolul Pavel i-a spus fraților din Filip că lui nu este greu să le scrie aceleași lucruri, iar lor le este de folos. M-am gândit însă că Apostolul Pavel nu a predicat foarte mult în Filip și le-a scris doar o epistolă. Și dacă toate acestea s-au întâmplat de-a lungul a câtorva ani, probabil că nu a deranjat pe nimeni faptul că Pavel s-a putut repeta în mesajul sau în scrierea sa. Am totuși o scuză sau o explicație, o justificare, o motivație, dacă vreți, pe care o preiau din 1 Corinteni, din capitolul 11, versetul al 26-lea, și am să citesc acest cuvânt, până când el o să apară și pe display. Pavel spunea, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Ori de câte ori biserica locală servează cina Domnului, la cina Domnului nu este ceva nepotrivit să vorbim mereu și mereu despre suferințele Domnului Iisus, ba chiar este necesar să facem lucrul acesta. Din cuvântul pe care l-am citit din Evanghelia după Luca, din capitolul al 23-lea, eu am mai vorbit de-a lungul anilor de câteva ori și s-ar putea ca unele din lucrurile acelea să le mai fi spus, să le țineți minte și pe lângă acestea poate că voi aduce și unele elemente de noutate. Dar important este să vorbim în ziua aceasta despre suferințele Domnului Iisus, despre moartea Lui pe cruce, pentru răscumpărarea noastră, slăvit să fie în numele Lui. Amin. Vă reamintesc, dragii mei, că atunci când Sfinții Părinți, Iosif și Maria, l-au adus pe pruncul Iisus la templu, Duhul Sfânt a vorbit unui om în vârstă din Ierusalim, care aștepta izbăvirea lui Israel și a spus, du-te la templu, că îl vei vedea. Vă amintiți că este vorba despre bătrânul Simeon, omul acesta s-a dus acolo, Duhul Sfânt, l-a ajutat să îi găsească pe cei doi părinți, a luat pe pruncul Iisus în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și în împrejurarea aceea descrisă în capitolul 2 al Evangheliei după Luca, ni se spune că el a spus și niște cuvinte tainice, oarecum mamei Domnului Iisus, Mariei. Versetul al 34-lea din acest capitol 2 din Luca ne spune că Simeon a rostit cuvinte profetice, le-a spus Mariei și a spus că pruncul acesta va fi rânduit ca să se dea pe față tainele multor inimi din Israel. Sigur, el a mai spus și alte lucruri în împrejurarea aceasta, toate inspirate prin Duhul Sfânt. A trecut o vreme de aproximativ 30 de ani de când el a făcut aceste descoperiri prin Duhul Sfânt. Și când Domnul Iisus și-a început lucrarea pământească, propovăduind Evanghelia, vindecând pe oameni, făcându-le bine, în diferite împrejurări au început să se dea pe față gândurile multor inimi. Și probabil că cel mai bine s-a văzut lucrul acesta atunci când Domnul Iisus a fost răstignit prin mâinile romanilor.
După 3 ani și jumătate în care a propovăduit Evanghelia vorbind cu putere și mai ales cu dragoste și înțelepciune din Cuvântul lui Dumnezeu, după 3 ani și jumătate în care a eliberat pe oameni din legăturile păcatului și ale puterii întunericului, după 3 ani și jumătate în care Domnul Iisus a săvârșit nenumărate minuni, vrând să le facă bine semenilor noștri de atunci, s-a întâmplat că bătrânii poporului iudeu l-au dat pe Domnul Iisus în mâinile romanilor și au cerut cu stăruință, îndemnați de preoții cei mai de seamă, ca aceștia romanii să-L răstignească pe Domnul Iisus. Ceea ce am citit, dacă vreți, reprezintă o descriere a ceea ce s-a întâmplat la Golgota. Răstignirea Domnului Iisus, așezarea Lui pe cruce, între 2 tâlhari, ar fi trebuit, omenește vorbind, să constituie un eveniment despre care să nu-ți facă plăcere să vorbești. Dacă ai avut un anume fel de atașament față de o persoană și s-a dovedit în cele din urmă că persoana respectivă nu e ceea ce ai vrut sau ai crezut tu, despre evenimentul acela parte nu-ți face plăcere să vorbești. Dar evangheliștii, toți 4, descriu cu lux de amănunte patimile Domnului Iisus, arestarea Lui, judecarea Lui, condamnarea Lui la moarte și, în final, execuția Lui prin crucificare, ca și un mare făcător de rele, deși El n-a făcut niciodată rău la nimeni. Toate lucrurile acestea, evangheliștii le descriu cu lux de amănunte, vrând parcă să ne ajute să înțelegem că din toată lucrarea Domnului Iisus, moartea Lui pe cruce reprezintă punctul culminant al lucrării pe care a căpătat-o de la Dumnezeu să o ducă la îndeplinire pe pământul acesta și noi îl slăvim pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Amin. Așezarea Domnului Iisus Hristos pe cruce pentru păcatele noastre, deși mulți în vremea aceea au privit-o ca pe o înfrângere, ea este, rămâne și va rămâne pentru totdeauna cea mai mare biruință, cea mai glorioasă biruință repurtată vreodată pe pământul acesta și încă o dată zic din toată inima, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amen. L-au dus pe Domnul Iisus, escortat de către 4 soldați romani sub conducerea unui centurion. Și dacă înainte cu câteva zile de evenimentul acesta Domnul intra oarecum festiv în Ierusalim, călare pe un măgăruș, în mijlocul unei mulțimi exuberante, pline de bucurie, de data aceasta, într-o dimineață de vineri, Domnul Iisus urca drumul către Golgota, în mijlocul unei mulțimi care avea diferite preocupări și diferite atitudini. L-au dus acolo și l-au pus pe cruce, i-au străpuns mâinile și picioarele, și apoi crucea aceea au fixat-o în poziție verticală, în mijloc, între 2 tâlhari, astfel încât Domnul avea și la stânga și la dreapta către un tâlhar. Imaginea aceasta, dacă vreți, aș putea să consider că este o imagine simbol. Când Domnul Iisus a târnat pe cruce între cer și pământ, el era un fel de imagine simbol al lucrării de mijlocire între cer și pământ, între Dumnezeu și omenirea care zăcea în păcat. Atunci când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, acolo, la Golgota, s-au dat pe față gândurile multor inimi. Și în mulțimea adunată de acolo, ai fi putut să descoperi diferite atitudini pe care oamenii de atunci le-au avut față de Fiul lui Dumnezeu și pe care oamenii de astăzi încă le mai au față de Fiul lui Dumnezeu. Prima grupare despre care aș putea să spun câteva cuvinte o reprezintă grupul celor 4 soldați romani. Oamenii aceștia care au fost desemnați să-și ducă la îndeplinire misiunea, să străpungă mâinile Domnului Iisus, să se asigure în cele din urmă că El este mort. Oamenii aceștia au fost în mod fizic pentru câteva momente cei mai aproape, dacă vreți, de Domnul Iisus Hristos. Au avut oportunitatea să vadă cea mai demnă ființă care a existat vreodată pe pământul acesta.
și au avut oportunitatea să audă cele mai surprinzătoare cuvinte ce puteau să fie auzite din gura vreunui muritor. Probabil că au avut oportunitatea să mai execute și pe alți condamnați la moarte. Dar pe niciunul nu l-au auzit vreodată zicând: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și acum Domnul Iisus rostea cuvintele acestea în timp ce ei îi străpungeau mâinile și picioarele. M-am gândit la soldații aceștia romani, a căror minte era întunecată de aburii vinului de proastă calitate pe care l-au primit. Vedeți dumneavoastră, erau oameni obișnuiți cu vărsări de sânge, oameni căliți pe câmpurile de bătălii. Pentru că înainte de a ajunge la Ierusalim, cu siguranță că ei au mai avut și alte misiuni și lupte de dus. Dar răstignirea unui om reprezenta, dacă vreți, o suferință așa de mare, încât până și oamenii aceștia aveau nevoie să fie oarecum pregătiți să o poată duce până la capăt. Ca să nu aibă sentimente de milă, ca să nu încerce alte sentimente, ca să-și poată duce cu sânge rece misiunea până la capăt, li se dădea de multe ori vin și vinul întunecă mințile omului. Oamenii aceștia au văzut în Domnul Iisus o ființă de pe urma căreia vor rămâne niște haine ce pot să fie împărțite. Știu din câte am mai citit de prin cărți că în vremea de atunci îmbrăcămintea tradițională a unui evreu era alcătuită din 5 elemente de bază. Nu știu astăzi, n-am avut preocuparea aceasta, dar atunci când l-au răstignit pe Domnul, îmbrăcămintea unui evreu avea 5 elemente de bază, iar ei erau doar 4, pentru că sutașul, centurionul care conducea plutonul de execuție, nu era luat în calcul. Oamenii aceștia au făcut câte o grămăjoară pentru fiecare și rămăsese un element de îmbrăcăminte în plus, cămașa Domnului Iisus. Pentru că această cămașă era alcătuită dintr-o singură țesătură de sus până jos, au hotărât să nu sfâșie între ei, ci au hotărât să decidă prin tragere la sorți. Oamenii aceștia s-au întrebat mereu sau au fost preocupați în momentele acelea să vadă ce pot să mai câștige de pe urma celui pe care tocmai l-au răstignit. Și stând la piciorul crucii Domnului Iisus, dădeau cu zarurile să vadă cine va câștiga cămașa. Dar oamenii aceștia n-au înțeles și poate că au fost oarecum împiedicați să înțeleagă că Domnul Iisus avea mult mai multe de oferit decât niște haine pe care ei nu le vor purta niciodată. Pentru că Domnul Iisus Hristos avea acolo de oferit mântuire pentru tot neamul omenesc. Nu era vorba despre o grămăjoară de haine, nu era vorba despre ceva limitat. De 2000 de ani, de atunci încoace, Domnul Iisus oferă mântuire, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, că în vremea aceasta Domnul încă oferă mântuire. Și când se coboară în mijlocul nostru, se coboară să mângâie, se coboară să vindece, se coboară să întărească, să încurajeze, să ridice, se coboară să mântuiască suflete care încă n-au căpătat mântuire, slăvit să fie Domnul. Amin. Dar romanii aceștia n-au înțeles. Mai erau acolo niște oameni destul de aproape de scena răstignirii. În unele evanghelii găsim sub numele fruntașii. În alte evanghelii, aceiași oameni sunt numiți foarte mai detaliat. Sunt preoții, sunt cărturarii și sunt bătrânii poporului. Când vorbim despre bătrânii poporului, când îi găsiți menționați în Evanghelie, n-aș vrea să credeți că era vorba despre pensionarii din Israel, nu. Bătrânii poporului erau un titlu de autoritate, erau cei care alcătuiau Sanhedrinul. Dacă vreți, oamenii care erau consultați în diferite probleme de mare importanță. Și oamenii aceștia, care ar fi trebuit să fie oameni înțelepți, erau acolo și ar fi trebuit să spună: nu faceți asta, omul acesta era nevinovat. Dar erau în rândul celor care au cerut răstignirea Domnului Iisus. Cu privire la preoți, am fost foarte surprins să-i găsesc acolo în fresca aceea care descrie răstignirea Domnului Iisus, pentru că după rânduiala Vechiului Testament, datoria și responsabilitatea preoților, una dintre ele, era aceea de a da cunoștință poporului.
Oamenii aceia care cunoșteau scrierile Vechiului Testament, oamenii aceia care știau profețiile Vechiului Testament, trebuiau să fie cei din tâi care să ridice degetul, să spună: acesta este Fiul lui Dumnezeu, nu-L răstigniți. Dar ei, în loc să dea cunoștință poporului, fideli unui sistem doctrinar falimentar, i-au îndemnat poporul să-L ceară pe Baraba și să ceară răstignirea Domnului Iisus. Lucrul acesta a fost atât de evident încât până și Pilat și-a dat seama de el. Voiau să-și câștige o liniște a cugetului, o liniște vinovată, pentru mai câțiva ani cât vor fi avut de trăit și de slujit, uitând că dacă vor condamna pe un om nevinovat, vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia s-au uitat la Domnul Iisus ca la cineva care le deranjează interesele, care le dă pe față fățărnicia și de aceea l-au urât cu o ură de moarte. Atunci când erau acolo preoții, când erau acolo cărturarii, când erau acolo bătrânii poporului, oamenii aceștia, folosind expresii și cuvinte din Scriptură, batjocoreau pe cel care era pus pe cruce. Și lucrul acesta a rămas scris în Evanghelie și să știți că nu-i scris doar aici. Este scris și în cărțile de aducere a mintea lui Dumnezeu. Pentru că ori de câte ori se întâlnesc oameni cu un mesager nevăzut al lui Dumnezeu, este prezent acolo notând tot ce se petrece în locul acela, fiecare luare de cuvânt, fiecare atitudine, fiecare gând, toate lucrurile acestea rămân scrise. Și va veni o vreme când fiecare vom da socoteală de ceea ce am spus, de ceea ce am gândit, de atitudinea noastră, de faptele noastre. Nu va rămâne nimic ascuns. Nu de mult am vorbit din Romani, în capitolul 2, și am amintit acel cuvânt al Domnului scris de Apostolul Pavel, care spunea că va veni o vreme când Dumnezeu, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, spunea Pavel, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. O a treia categorie de oameni care au fost acolo la Golgota au reprezentat-o în norodul. Oamenii aceștia care erau așa de ușor de influențat, oamenii aceștia care, în loc să cerceteze lucrurile ca să-și formeze ei înșiși o opinie bine documentată, oamenii aceștia erau ușor de manipulat. Dacă le spuneai ceva, îi câștigai cu mare ușurință de partea ta. Dacă le promiteai ceva, îi câștigai ca adepți. Dacă s-ar fi pus la vot, le puteai câștiga foarte ușor voturile. Oamenii aceștia, dragii mei, aș vrea să fim drepți față de ei. Nu toți cred că erau dușmani ai Domnului Iisus. Pentru că norodul care însoțea condamnații la moarte pe drumul spre Golgota, am citit în Evanghelie, și dumneavoastră ați citit ca și mine, că în mulțimea aceea de norod și femei erau unii care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Le părea rău pentru el. Dar au venit la Golgota pentru că de-a lungul anilor au mai văzut minuni săvârșite de Domnul Iisus. Știau că El are o putere cum n-avea niciun alt om din vremea aceea și n-a avut niciodată până la El și nici după El. Avea o putere deosebită și probabil că mulți din norod erau veniți acolo să vadă dacă Iisus va face ceva deosebit în ziua aceea. Se știa că pe alții i-a mântuit și mulți ar fi vrut în ziua aceea să vadă dacă pe sine însuși se va mântui, adică se va coborâ de pe cruce. Dar în ziua aceea, curioșii care au fost la Golgota vor fi rămas dezamăgiți pentru că Iisus nu a făcut nici cel mai mic gest pentru a scăpa din mâinile romanilor. Le-a spus-o ucenicilor săi pe când era cu ei în Ghețimani, pe când au venit oamenii fără de lege să-L aresteze și să-L ducă să-L judece. I-a spus lui Petru: Petre, pune sabia înapoi în teacă. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Și Domnul Iisus, în cuvintele acestea, a exprimat una din marile legi spirituale care funcționează în lumea aceasta de mii de ani și va funcționa mereu. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Și Domnul Iisus îi mai spune lui Petru și celor care erau în jurul lui încă un cuvânt care pe mine m-a pus de-a dreptul în uimire. Crezi că n-aș putea să-L rog pe Tatăl meu să-mi trimite la ajutor peste 12 legiuni de îngeri?
Dar cum se bază în primii Scriptura care spune că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple? 12 legiuni de îngeri. Vă imaginați ce înseamnă asta? La vremea aceea, nu știu dacă romanii aveau 12 legiuni de soldați, soldați căliți în lupte. Domnul putea să obțină acolo în Ghețimani mai mult de 12 legiuni de îngeri. Nici nu pot imagina ce ar fi fost în stare cele 12 legiuni de îngeri să facă cu ceata soldaților care au venit să-L prindă pe Domnul Iisus. Când un înger a fost trimis să salveze Ierusalimul de sub amenințarea siriană, Ezechia și Isaia se rugaseră lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a făgăduit că va izbăvi Ierusalimul, deși oamenii aceștia n-aveau armată. Și a trimis Dumnezeu un înger și a spus, du-te tu, ocupă-te. Și în noaptea aceea în tabăra asiriană, 185.000 de viteji, de căpetenii mai mici sau mai mari, au pierit. Și dimineața erau trupuri moarte. Un singur înger, 185.000 de victime a făcut în noaptea aceea. Și dacă Dumnezeu îi zicea continuă, cred că nici comandantul armatei nu se întorcea viu acasă. Ce-ar fi putut să facă 12 legiuni de îngeri? E greu să ne imaginăm. Dar cel mai important lucru este că Domnul Iisus n-a schițat nici cel mai mic gest pentru a se feri de moartea care trebuia să o ofere Tatălui ca preț de răscumpărare pentru noi. Au fost acolo în mulțime și ucenicii Domnului Iisus, probabil că nu mai constituiau un grup compact, unul dintre ei deja plecase să aducă bani înapoi preoților. Ceilalți 11, probabil că erau disimulați prin mulțime. Ioan, despre Ioan avem certitudinea că era acolo la piciorul crucii Domnului Iisus și el. Dar oamenii aceștia, cuprinși de frică, nu mai aveau ei nicio resursă pentru a lua apărarea Domnului Iisus, pentru a face ceva în momentele acelea. Însă s-a găsit un om care reprezintă o pildă de credință pentru noi. Probabil că unul din cei doi tâlhari care au fost puși la dreapta și la stânga Domnului Iisus erau tovarășii de temniță și de fapte rele ale lui Baraba. Pentru că în capitolul 27 al Evangheliei după Matei veți vedea că în temniță, în vremea aceea, era închis Baraba împreună cu tovarășii lui. Și dacă toți trei vor fi fost în ziua aceea Baraba și cei doi vor fi fost hotărâți pentru execuție, la cererea expresă a norodului, Baraba a fost eliberat. Dar numai unul trebuia să elibereze Pilat, iar ceilalți doi au rămas. Și eu înclin să cred că cei doi tâlhari, cel răstignit la stânga și cel răstignit la dreapta Domnului Iisus, vor fi fost tovarăși de fapte rele, evident, ale lui Baraba. Lucru surprinzător însă, unul dintre ei își mustră tovarășul pe care l-a văzut bun până în momentele acelea. Dar s-a întâmplat ceva cu ăsta și îi spune tovarășului său, nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași osândă, tu care meriți ca și mine să primim ceea ce ni se dă, nu te temi tu să vorbești în felul acesta? Omul pentru noi este drept, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și apoi s-a întors pe Domnul Iisus și acele cuvinte, eu cred că au atins inima Domnului Iisus într-un mod în care niciun alt cuvânt omenesc nu l-a mai atins până atunci. Adu-ți aminte, Doamne, de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus avea mâinile străpunse ca și el. Iisus avea să-și dea viața pe cruce în câteva ceasuri, omenește vorbind. Dar din Evanghelie înțelegem că Iisus a murit mai devreme decât era în mod obișnuit rânduit să moară un condamnat prin răstignire. Și măcar că-L vezi în neputință, măcar că-L vezi părăsit de toți, măcar că-L vezi huiduit, condamnat de oamenii religioși ai vremii, să mai aștepți să vie, să aibă o împărăție și să mai crezi că tu, făcătorul de rele, poți să ajungi în împărăția aceea. Asta e mare dovadă de credință. Și Domnul îi face o făgăduință deosebită pe care teologii se tot chinuie să o explice cumva,
și așează virgula în fraza aceasta Domnului Iisus, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Rai, în diferite locuri, doar pentru a se încadra din punct de vedere doctrinar într-un sistem al lor. Nu mă interesează unde pune virgula în fraza aceasta, în propoziția aceasta. Mă interesează adevărul spuselor Domnului Iisus. Domnul i-a făgăduit acestui om că va fi cu el în Rai și ăsta e lucrul cel mai important. Omul care zi de zi a fost preocupat să mai ia câte ceva din ceea ce e al altuia. În ultima zi a vieții lui, spunea fratele Wurmbrand, a dat lovitura loviturilor, intrând prin făgăduință în Împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, în fața șefei Domnului Iisus, despre care ne vorbește cina, multe din atitudinile oamenilor din vremea de atunci se regăsesc printre oamenii care participă. Întrebarea mea este, și ar trebui să ți-o pui, cu ce te vei alege din faptul că astăzi ești părtaș la această lucrare? Ce folos vei trage pentru sufletul tău? Pentru relația ta cu Dumnezeu, pentru veșnicia ta? Ce folos, ce câștig vei avea din faptul că participi astăzi, că ești aici în casa de rugăciune la o lucrare părtaș care amintește de jertfa Domnului Iisus? Dorința mea este ca Dumnezeu să ne cerceteze pe toți în ziua de astăzi. Iisus n-a murit ca să dea niște haine la niște oameni care și-aș aveau destule. N-a murit ca să dea liniște unor lideri religioși fățarnici. N-a murit ca să stâmpere curiozitatea unor oameni trecători pe acolo. Iisus a murit ca să dea viață, ca să dea iertare. Și lucrul ăsta vrem să-l proclamăm de fiecare dată când suntem împreună la cina Domnului. Hristos a murit pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Și vă mai spun încă un lucru și cu asta închei. Hristos este viu. Slăvit să fie El. Amin. Îmi place acest cuvânt care fratele Iosif l-a spus la urmă. Hristos este viu. Amin. Amin. Și El va veni într-adevăr și va lua ce este a Lui. Și ceea ce a promis Tâlharului de pe cruce ne-a promis și nouă, că vom fi cu El în Împărăția Lui, lăudat să fie numele Lui. Amin. Dragii mei, după aceste cuvinte, cred că este bine, a sosit ceasul, să ne plecăm pe genunchi și să mulțumim Domnului pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Apoi, dacă mai sunt lucruri de mărturisit în viața noastră, eu vreau să-L aducem la picioarele Domnului Iisus Hristos și să ne ierte de orice lucru, de orice vorbe, de orice gânduri, de orice atitudini, de orice fapte, ca în felul acesta să ne putem apropia de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. După ce vom face această rugăciune, eu cu fratele Iosif ne vom ruga pentru rodovițe, respectiv pentru azimă, iar cei care se împărtășesc rămân pe genunchi, plecați pe genunchi, și cei care nu se împărtășesc se ridică și se așează pe scaun. Și în timpul acesta, bineînțeles că frații de la cântare vor pregăti cântări adecvate pentru această lucrare. Haideți să ne plecăm la genunchi și pe genunchi și să ne rugăm Domnului.